Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice și bine ne-am regăsit. Astăzi vreau să vă prezint dafinii aclimatizați. Sunt transplantați acum o săptămână și dau semne că s-au și prins. Acum verdictul o să fie într-o lună. Dar eu zic că s-au prins fără probleme pentru că sunt destul de viguroși. Le-am dat fertilizant natural. I-am și udat un picuț, din păcate momentan nu am apă de ajuns, dar într-o zi, două, o să pun hidroforul în funcțiune și o să aibă apă din belșug. Nu uitați că dafinii sunt plante mediteraneene și au nevoie de apă foarte multă, dar sunt și foarte rezistenți la secetă. N-au nevoie de un sol deosebit, chiar le priește și un pic de nisip de pietriș. Are muguraj noi. Totul e spre bine, avem 3, am avut 5 pomișori, 2 am dat. Acesta a fost primul aclimatizat care a făcut puișorii aceia 2 și încă 2 care i-am dat cuiva. Cu siguranță o să mai iasă din rădăcină, drajonează tot timpul. Aceștia sunt și 100% aclimatizați. După cum știți, avem de ceva ani și am acoperit în primii ani, după care anul trecut am renunțat să-i mai acoperim. Și uitați-vă cât de viguros sunt. Tocăniță, luăm de aici o foiță pentru sărmăluțe. Ce mireazmă. Acum clima și la noi devine destul de călduroasă, s-a schimbat drastic în ultimii ani și cu siguranță putem avea pomi exotici, mai ales cei mediteraneni care sunt mai aproape de temperaturile care o să fie și la noi. Toate cele bune, prieteni, vă doresc. Nu uitați că se poate și bio cu un pic de muncă. Sănătatea voastră este mai importantă decât orice. Așa că încercați totuși să renunțați la chimicale.